Și vedetele au slăbiciunile lor. Unele care le fac să scoată din buzunare sume frumușele de bani. Gențile! Gențile! Doamne, îmi plac gențile numai pe... Deci consider că gențile și încălțările trebuie să sunt cele mai importante. Accesoriile sunt slăbiciunea mea. Consider că o ținută, unei ținute poți să-i dai valoare din accesorii. Încălțări și mai vreau să-mi cumpăr un ceas acum. Gențile. Da. Acolo am o mare slăbiciune. Da, da, cu siguranță da. Eu nu pot, deci crede-mă că am peste, nu știu, 300 de încălțări acasă. Am fost undeva unde aveam niște cizme foarte înalte, sclipicioase, cu niște inimioare pe ele. Deci, efectiv, erau făcute pentru mine. Doar genul ăla de cizme îmi plac și le-aș purta mereu. Genți, pantofi, bijuterii și lista poate continua. Însă, când își doresc un lucru, oare vedetele iau în calcul la ce se va asorta acel articol vestimentar sau se merge pe premiza văzut, plăcut și cumpărat? Dacă înainte cumpăram compulsiv, acum am învățat să cumpăr gândit totul și în general îmi aleg, dacă simt că îmi doresc ceva foarte, foarte mult, nu mă gândesc cu ce l-asortez, pentru că dacă îmi place atât de mult, clar voi purta respectiva bijuterie. Mai să știi că ar trebui să mă gândesc mai mult cu ce o asortez, dar eu cumpăr și la impuls, că îmi place mie ceva și după aia ajung acasă și dau seama că n-am cum să-i pui, că n-am haine care se potrivească, dar na. Știi cum e, nu am fost niciodată eu foarte cu moda sau să pun eu foarte mult preț pe haine, dar dacă văd o pereche mișto, vreau să o cumpăr. Eu port o dată sau de două ori acea haină și după aia nu o mai port pentru că am altele noi și nu reușesc să le port și cumva nu știu să aleg. Și când vine momentul în care nu mai folosesc unele lucruri, ce credeți că fac vedetele? Pe cele mai multe le dau la resale sau le fac cadou prietenelor. Majoritatea timpului le păstrez pentru că mi-e milă să le dau și după aia le donez sau le vând. Acest lucru îl încerc acum, încerc să aleg dintre hainele pe care le mai am, ce îmi place și ce nu-mi place și probabil o să deschid un mini magazin pentru fanii mei cei mai mari, să le dau lor să încerce hainele mele. Îi dau cu mama și mama duce la niște copii de la... lângă un sat de lângă Craiova să se bucure de ele. Ce îi place păstrează ea, dar mai și păstrează, mai și de la copii. Nu de păstrează să le poarte? Da, mai păstrează câte un tricou, câteodată, dacă îi place câte o piesă, o merge la cruitoreasă și mai face ea altă piesă, într-o piesă. Mama are asta cu hainele, îi plac. Honestly, that sound like a fair trade to me.